Vineri, spitalele din județ vor avea program normal de activitate. În celelalte zile libere, de la începutul lui iunie, unitățile spitalicești vor funcționa în regim de gardă. În mini-vacanța de 1 iunie, unitățile medicale vor funcționa în regim de gardă, cu excepția zilei de vineri 2 iunie, când unitățile medicale vor avea program normal de activitate. Programul de lucru al spitalelor este organizat după cum urmează. Spitalul județean de urgență Zalău cu activitate normală în ziua de 2 iunie 2017 și în regim de gardă în restul zilelor. 17 linii de gardă care includ radiologie și laborator, 2 linii de gardă de urgență la UPU. Spitalul Rășenesc Dr. Profesor Ioan Pușca și Mlău Silvaniei cu activitate normală în ziua de 2 iunie și în regim de gardă în restul zilelor, 3 linii de gardă, o specialitate medicală, o specialitate chirurgie și o specialitate pediatrie. Spitalul Rășenesc Jibou cu activitate normală în ziua de 2 iunie și în regim de gardă în restul zilelor, o linie de gardă, specialitate medicală. Spitalul de boli cronice Crasna cu activitate normală în ziua de 2 iunie și în regim de gardă în restul zilelor, o linie de gardă, specialitate medicală. Ambulatoriile de specialitate vor avea program normal în ziua de 2 iunie la toate spitalele. Programul de activitate al medicilor de familie este conform contractului cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, afișat la fiecare cabinet, în ziua de 2 iunie, program normal de lucru conform programului aprobat. Continuitatea asistenței medicale primare se asigură prin cele 4 centre de permanență Zalău, Crasna, Hida, Cehu, Silvaniei. Pe perioada mini-vacanței de 1 iunie, 6 echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță vor asigura urgențele medicale din Zalău, iar alte 2, respectiv 3 echipaje, în substațiile din județ.